Fecioarele, fecioarele cu candelele pline, spre întâmpinare au ieșit să aștepte și tot priveau spre înaltele coline să vadă oare mirele nu vine și-au ațipit și cele înțelepte. Și toate zece în plină dormire de somnul nopții au fost biluite și n-au știut nimic despre venire, uitând de nuntă până și de mire, până în clipa când au fost trezite. Și s-au trezit fecioarele deodată, în plină noapte, spre întâmpinare, văzând minuni și semne ce se arată pe tot pământul și în lumea toată, vestindu-le că-i ceasul cei din jur, cu vorbe huritoare, va jocuiau credința lor aleasă. Dar cu iubire sfintele fecioare mergeau înainte spre întâmpinare, căci fiecare știa de mireasă. Atunci pe drum, din vale spre colina, era întuneric, nu puteai străbate, nu se zărea o rază de lumină, fecioarele de-abia puteau să vină și nu erau în siguranță toate, căci numai cinci aveau din cele zece și candela și undele învase și drumul lung și noaptea cea rece și se vedea cum de lemnul trece și ce aduse aproape totul arse. Și în vânul nopții au rămas uimite, când și-au văzut candelele uscate, fecioarele ce-au fost nechipzuite. Căci undelemnul era pe sfârșit și abia atunci au fost și deșteptate. Și s-au rugat atunci să le ajute fecioarele ce-au știut să chipzuiască, din îndelemnul lor să le împrumute, să nu rămână pe cărări pierdute și mirele să nu le mai găsească. Salvați-ne, suntem în primejdie, candelele sunt gata să se stingă. Ce rugăciuni, ce strigăte în pustie, suntem surori. Ah, milă să vă fie, căci iată noaptea stă să ne învingă. Și știm precis că mirele apare și ce vom face fără de lumină. Până la palat distanța neumitoare și în miezul nopții trebuie să vină. Și cum să pierdem nunta cea slăvită, cum nici n-a fost și nici n-o să mai fie, când știm și noi că este pregătită în țara lui, în țara însorită, acolo unde-i numai bucurie. Și s-au văzut atât de strunturate, în plină noapte, fără orientare. Și-ar fi dorit să fie sprijinite, dar celelalte, cele chipzuite, aveau ulei, dar n-aveau de vânzare. Atunci, de grabă ar fi dorit să învețe cu diamănuntul tainele pierdute. Și s-au întors de grabă în piețe și-au alergat cu lacrime pe fețe la cei ce vând miresmele plăcute. Era târzie în salonul mare, căci miezul nopții a venit și iată un om slăvit cu multă bucurie s-a arătat în noaptea de răpire și ușa sfântă s-a închis deodată. Căci mirele era Iisus, iubirea, iar unde lemnul Duhul Sfânt, puterea, fecioarele ce-au așteptat venirea erau creștini ce-au primit sfințirea, iar candela cuvântul învierea. Iar deșteptarea va fi o furtună cu un
cinci fecioare. Și miezul nopții înseamnă că păcatul își va atinge culmi nedorite. Când și aleși vor da de sfatul să se iedrești căci vine împăratul în clipele ce nu vor fi gândite. Iar glasul sfânt ce va striga că vine e un arhanghel, cât o bucurie, căci Duhul Sfânt prin razele divine te va iubi, te-a locuit în tine și vei zbura spre cer, spre veșnicie. Și uite de la cinci din cele zece ce-au tot bătut la ușa înmuiată să se ascunzi din fața lui să plece, că lumea lor în lumea care trece el nu le cunoscuse niciodată. Să fii creștin, să ai și legământul, să știe toți că tu erai fecioară. Ai suferit și ploile și vântul, ai și cântat, ai și vestit cuvântul și de aceea să rămâi afară. Nu vă cunosc să pronunțați sentința și noi credem că diferența e mică. Dar uită-te, uleiul, chiftuința, ce rugăciune a prins dorința și dragostea ce nu cunoaște frică. Căci, fraților, secretul oririi e dragostea ascunsă în gelosie. El mi-a iubit, el mire iubirii și ne-a chemat să fim ca trandafirii a cei ce vor al Iisus să fie. Tu, frate drag și soră credincioasă, ascultă-mă, nu refuza îndemnul, de vrei să fii a cerului mireasă, fecioară înțeleaptă și aleasă, ia-ți candela și ia-ți și îndelemnul. De vrei să fii la prima înviere, să poți zbura în noaptea de răpire, nu te opri, ci roagă-te și cere, ca să primești din Duhul Sfânt putere și undelemnul pentru pregătire. Căci nu-i destul să vii la adunare, să fii creștin, să ai doar cunoștința, căci uită-te, iubirea zătoare era prinsă doar la cinci fecioare, deși cu toate aveau pocăința. Aici e vorba de o plinătate, ca Petru și Ioan, plin de Duhul Sfânt, să nu rămâi creștin pe jumătate, doar la botezul apei tulburate, căci vei rămâne în vale, pe pământ. Și mirele ne-a arătat venirea de astă dată prin asemănare, vorbindu-ne la toți prin pilduirea, cum se va face atunci întâlnirea dintre Iisus și cele cinci fecioare. Există deci în lume o piață și o farmacie binecuvântată, cu undelemnul care dă viață. Și aceasta e Scriptura ce ne învață și ne ajută în rugă și veghere. Dar cine oare caută să găsească? Priviți-le pe cele neînțelepte. Ar fi dorit și ele să primească, dar n-au cerut, n-au vrut să stăpânească și astfel pe mine să-l aștepte. N-au primit nici ele, dar nici farmacia, căci nu găsești în orice adunare pe Duhul Sfânt, uleiul, bucuria, căci la amboane s-a urcat mândria, tăgăduind a Duhului lucrare. Și uită-te la cinci din cele zece, e jumătate din popor afară. În noaptea cea groasnică și rece, când cei aleși cu Domnul ori să plece,
picioare!